Bine, te-am regăsit pentru astăzi o întrebare care îmi place foarte, foarte mult și anume, cât trebuie să alerg pentru a slăbi un kilogram? Este o întrebare la obiect, nu este o întrebare generală, este ceva care are un obiectiv foarte smart și anume să slăbească un kilogram. Bun, calculul este destul de simplu. Pentru a pune un kilogram sau pentru a da jos un kilogram, avem nevoie de un surplus sau un deficit caloric de aproape 7000 de calorii. Da? În momentul în care facem sport sau în cazul de față în care alergăm, o alergare conduce la undeva la 600, 800, poate 1000 de calorii dacă este o alergare foarte, foarte intensă. Dar dacă vorbim despre o alergare medie, despre un antrenament normal, obișnuit, probabil că ne situăm undeva pe la 600-700 de calorii pe oră. Asta înseamnă că pentru a slăbi un kilogram ar trebui să alergăm 7 ore. Acum, sigur, e alegerea fiecăruia dacă vrea să slăbească acest kilogram în următoarele 7 ore sau își împarte în 7 antrenamente această inițiativă și la final celor 7 antrenamente ar trebui să aibă acest deficit. O capcană însă este faptul că după fiecare antrenament, percepția noastră despre numărul de calorii consumate versus cât ar trebui să mâncăm este un pic deformată. Întotdeauna avem impresia că am consumat într-o oră 3-4.000 de calorii și că ceea ce avem în farfurie după antrenament, mai ales dacă nu mâncăm imediat și mâncăm după o oră, două și ne se face foame, ideea este că avem în farfurie doar 50-100 de calorii. Când în realitate a fost făcut și un test, un număr de vreo câteva zeci de alergători, deci câteva zeci de alergători au fost invitați după antrenament într-o sală de mese, era un bufet suedez și au fost invitați să-și pună în farfurie o cantitate de alimente care să corespundă numărului de calorii consumate la antrenamentul respectiv. Și majoritatea alergătorilor, de fapt aproape toți, și-au pus în farfurie de 2 până la de 3 ori mai mult din punct de vedere caloric decât consumaseră. Și atunci, dacă revenim la această întrebare, cât trebuie să alerg pentru a slăbi un kilogram, și luăm în calcul faptul că sănătos este să slăbești maxim un kilogram pe săptămână, undeva între 0,5 kg și 1 kg pe săptămână, aș lua în calcul o săptămână de antrenamente în care fac o combinație între am antrena de 3-4 ori, ceea ce mă duce undeva pe la poate jumătate din caloriile necesare pentru a da jos un kilogram, adică chiar un pic mai puțin, și am regândit un pic nutriția, nu neapărat a începe o dietă foarte strictă, pentru că sigur poți să nu mănânci 3 zile și atunci ai dat jos un kilogram, dar asta nu e sustenabil pe termen lung și atunci poate văd care sunt acele bombe calorice, da? Dacă mănânc 4 prăjituri, da? Și am de acolo deja o grămadă de calorii, poate mai tai de acolo 2 prăjituri sau poate îmi schimb un pic orele la care mănânc, dacă mănânc foarte mult seara, poate mut în prima parte a zilei masa principală, așa cum recomandă și doctorii, atunci când metabolismul este mult mai intens. De asemenea, contează foarte mult și câtă apă bei. Poate părea surprinzător, dar apa te ajută foarte mult să slăbești. Deci atunci consumă multă apă, 3 litri, 4 litri pe zi. Din nou, nu muta toată apa seara. Ți-amintesc seara, mi-a spus roșu să mă hidratez, hai să mă hidratez. Și tot așa, eu încurajez totdeauna oamenii care vorbesc să-și mute în prima parte zilei până în prânz și activitățile care sunt relevante pentru viața lor personală și profesională și nutriția și hidratarea, astfel încât până în prânz să acopere deja 70-80% din ceea ce era relevant pentru ei în ziua respectivă. Așa că, slăbire plăcută! Pe curând!